Să rămână, bună ziua! Mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a fi prezenți la această conferință de presă care are ca obiect central raportul de activitate a deputatului din circumscripție electorală numărul 29 Neamț Laurențiu Dan Leoreanu. Raportul de activitate l-am structurat pe 5 capitole, cuvântul înainte, activitatea legislativă, activitatea în teritoriu, activitatea politică și activitatea media. Raportul de activitate detaliat în continuare se referă la primii 2 ani de mandat, din cei 4 ani pe care mi-au acordat nemțenii, pentru a-i reprezenta în calitate de deputat în Parlamentul României. Consider că am fost implicat și activ în activitatea din legislativ, din plen, dar și din comisii și am reprezentat comunitatea din județul Neamț în Parlamentul României, dar și interesele nemțenilor. De asemenea, m-a onorat alegerea în funcție de vicelider al grupului parlamentar PNL, pe lângă poziția deja deținută de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pe domeniile administrație, ordine publică, siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională. Activitatea legislativă. În cadrul activității legislative am încercat să aduc cât mai multe contribuții de la tribuna Parlamentului și prin inițiative legislative. În cifre, activitatea arată cam așa. Am avut 89 de luări de cuvânt, am susținut 28 de declarații politice, am depus 33 de întrebări și interpelări, am semnat 19 moțiuni și am inițiat 70 de propuneri legislative. Dintre cele mai importante inițiative legislative pe care le-am susținut, amintesc proiectul de modificare a legii privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, prin care municipiile de rang 2 sunt susținute să cunoască o dezvoltare rapidă. Concret, proiectul prevede ca și municipiile de rang 2 să poată crea, alături de localitățile învecinate, prin parteneriate voluntare, zone metropolitane, microregiuni funcționale, capabile de a atrage fonduri nerambursabile în cotă substanțială, cu oportunități crescute de dezvoltare și eficientizarea transportului local, în dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale, educaționale, de evidență informatizată a persoanelor, a siguranței cetățenilor. A fost o onoare pentru mine să fiu desemnat de grupul parlamentarilor PNL ca purtător de mesaj al partidului pentru susținerea acestui proiect în plenul Parlamentului, întrucât consider că această lege reprezintă o mare oportunitate pentru localitățile, precum și municipiul Roman, care avea șansa de a face următorul pas spre dezvoltare. Printre alte propuneri legislative pe care le-am susținut, menționez propunere legislativă pentru completarea aliniatului 1, articolul 3 din legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 97/2005 privind evidența domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și modificarea legii 248/2005 privind regimul liber al circulației cetățenilor români în străinătate. Propunere legislativă privind preluarea imobililor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietate publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrative teritoriale unde sunt situate. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 134 din legea 31/1990 privind societățile comerciale. Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare. Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol. Legea antibirocrației, astfel încât instituțiile publice să nu solicite persoanelor fizice sau juridice date sau informații existente deja în sistemul public. Proiect de lege pentru modificarea legii numărul 286/2009 privind codul penal. Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 60 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Propunere legislativă pentru modificarea ordonanței 25/2014 privind încadrarea muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, precum și modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Proiect de lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România. Proiect de lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua Națională a Meseriilor.
Propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20, 23 și 27 ale articolului 2 din legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 254 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Propunerea legislativă pentru modificarea legii 416 privind venitul minim garantat. Proiect de lege pentru modificarea articolului 4 alineatul 7 din legea serviciului iluminat public. Propunere legislativă pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului 195 privind circulația pe drumurile publice. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 118 în ordonanța de urgență numărul 195 privind circulația pe drumurile publice. Propunere legislativă pentru completarea aliniatului 1 articolul 139 din legea 53/2003 Codul Muncii. Propunere legislativă pentru urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară, precum și modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare numărul 7/1996. Propunere legislativă pentru completarea articolului 60 și articolul 154 din legea 227 privind cotul fiscal. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii vânătorii și a protecției fondului genetic numărul 407/2006. Propunere legislativă pentru modificarea legii 227 privind din nou codul fiscal. Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu erou al națiunii române. Proiect de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 96 privind prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 27 din legea 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, completările și modificările ulterioare. Propunere legislativă pentru modificarea anexei 3 la ordonanța Guvernului 15 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Propunere legislativă pentru modificarea literii B aliniatului 2 al articolului 32 din ordonanța de urgență a Guvernului 195 privind circulația pe drumurile publice. Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din ordonanța de urgență a Guvernului 28 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală. Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 16 din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 288 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea legii 208 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 3 din legea 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor. Propunere legislativă pentru finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament. Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclu învățământ primar gimnazial, precum și pentru completarea articolului 6 ordonanța 195 privind circulația pe drumurile publice. Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 187 din legea 98 privind achizițiile publice. Propunere legislativă privind completarea și modificarea decretului legii 118 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea regulamentului Camerei Deputaților. Propunere legislativă pentru completarea legii 98 privind achizițiile. Proiect de lege privind completarea ordonanței Guvernului 195/2002. Propunere legislativă pentru completarea legii 134 privind codul de procedură civilă republicată Monitor Oficial al României numărul 247 din 2015. Propunere legislativă de abrogare a legii 169 pentru modificarea și completarea legii 254 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. De modificare și completarea legii 288 privind codul penal, de modificarea legii 254 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii 47 privind organizarea și funcționarea curții de conturi. Acestea au fost doar câteva din cele pe care le-am anunțat numeric. De asemenea, am semnat și susținut două moțiuni de cenzură depuse de PNL în 2018, demiterea guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională, și ajunge guvernul Dragnea-Dăncilă rușinea României, respectiv cele 12 moțiuni simple pe care le-am și inițiat. În cadrul comisiilor parlamentare din septembrie 2017 sunt membru al Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. De asemenea, fac parte din delegația permanentă a Parlamentului României la adunarea parlamentară a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, dar și din cele trei grupuri de prietenii cu parlamentele altor state.
Rolul unui parlamentar, dincolo de atribuțiile din forul legislativ, este acela de a susține și promova interesele zonei pe care o reprezintă. În acest sens, am lansat o serie de interpelări către Ministerul Transporturilor, chiar și de la tribuna Camerei Deputaților, în ceea ce privește necesitatea ca municipiul Roman, alături de localitățile limitrofe, să fie deservit de trenul Interregio 1755, cel mai eficient tren care circulă pe ruta Suceava-București, dar care nu oprea în stația din Roman. Am fost bucuros ca urmare a demersurilor întreprinse ca IRE 1755 să oprească acum și la Roman, cu plecare din București la 17.05, staționare în Roman la 22.04 și cu plecare din Roman la 6.32, ajunge în București la 11.31. Este un tren pe care și eu îl folosesc. De asemenea, întreaga mea activitate parlamentară poate fi consultată pe site-ul Parlament Structura 2015 și pot fi găsite acolo toate aceste acțiuni. Activități în teritoriu. Prin activitatea mea am căutat mereu să promovez interesele nemțenilor și ale întregii regiuni. Am rămas și voi fi în continuare implicat în viața comunității ca în perioada în care eram primar. Astfel am participat la foarte multe activități alături de primarul Lucian Micu legate de tot ceea ce am propus, am inițiat, am și găsit ca acțiuni și am considerat că trebuie să meargă mai departe. De-a lungul anului, ca și în anii precedenți, am fost în avangarda inițiativelor regionale de care ar beneficia și județul Neamț. Am participat la Bacău, luna martie, la întâlnirea regională Moldova a Partidului Național Liberal, acolo unde s-au discutat punctele de interes și formulele de acțiune specifice acestei zone sub deviza Uniți ridicăm Moldova. Dramatic este faptul că nu putem vorbi în prezent de niciun program guvernamental care să vizeze dezvoltarea regiunii de nord-est a României, aici în Moldova, unde peste 58% din populație trăiește în mediul rural, mulți din acești cetățeni fără acces la apă și canalizare, unde situația economică este dramatică, iar salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu din Uniunea Europeană. Unul din motivele principale ale acestei situații vine din lipsa unei infrastructuri moderne, a unei autostrăzi care să lege Moldova de restul țării și de Europa, fapt care ar duce direct la creșterea exporturilor și implicit a producțiilor. Am participat la numeroase evenimente culturale sau educaționale din comunitate, precum deschiderea Galei Excelenței în Educație, vernisaje, lansări de deschideri și premieri de concursuri de matematică, poezie, lansări de carte, comemorări istorice la sărbătoarea hramurilor bisericilor din Roman sau din localitățile din jurul municipiului Roman, inaugurarea unor obiective de către Primăria Roman, cum ar fi inaugurarea compartimentului de îngrijiri paliative la care am participat în 27 septembrie, un proiect la care am ținut foarte mult, pe care l-am inițiat încă de când eram primar și l-am văzut finalizat. De asemenea, mi-am luat în serios activitățile din teritoriu, am respectat programul audienților săptămânale și am preluat din problemele cetățenilor, încercând să ajut la rezolvarea lor. Programul în mare a fost în fiecare joi program de audiențe, atunci când activitatea parlamentară nu a reclamat prezența mea la București, iar vinerea a fost în general alocată deplasărilor în teritoriu, în comune din Roman Metropolitan, tocmai pentru a lua contact cu aleșii locali, primari, viceprimari, consilieri locali, dar și cu reprezentanții comunității civile. De asemenea, am participat la numeroase evenimente alături de colegii liberari pentru comemorarea unor personalități sau zile istorice importante. Ziua de 24 martie 1875, momentul înființării Partidului Național Liberal, a însemnat punctul de definire a României de astăzi, pe cursul ei politic modern, viziunea și conceptele liberale, urmând să fundamenteze traseul acestei națiuni în desenarea ei spre împlinire cu cel mai înalt obiectiv, Marea Unire din 1918. S-au împlinit 143 de ani de la acel moment, perioada în care Partidul Național Liberal nu a renunțat niciodată să lupte pentru o Românie modernă, o Românie dezvoltată, pentru a continua reformele, pentru europenism construit pe tradiție, pentru prosperitate reală și mai ales sustenabilă. Am continuat să sprijin nemțenii prin participarea la evenimente sau inițiative locale dedicate lor. De pildă, unul din evenimentele inițiate de mine din postura de primar a municipiului Roman a fost acela al întâlnirii cu reprezentanții diasporei, cu romașcanii de pretutindeni, în moment în care putem subții dorințele lor, precum învățat din experiență din țările de adopție, și această tradiție continuă în fiecare an și în prezent. De asemenea, anul acesta, alături de primarul Lucian Micu, precum și de senatorul PNL Viorel Badea din partea diasporei și Mirabela Miron, reprezentat Repatriot, am intrat din nou în contact cu românii care muncesc peste hotare, măcinați de dorul de casă, dar aflați la granița dintre dorința de a se întoarce și teama, din păcate, de a investi în România.
În luna septembrie, la deschiderea anului școlar, am fost printre nemțeni. Am participat la festivitățile organizate pentru deschiderea anului școlar alături de elevi, profesori, personalul auxiliar, personalul nedidactic și părinți, la Colegiul Tehnic Miron Costin, la Colegiul Național Roman Vodă, la Colegiul Tehnic Petru Poni, la Școala Mihai Eminescu și la Liceul Teologic Episcop Melchisedec Ștefănescu. Dar cel mai important moment al acestui an, pe care am vrut să-l marchez alături de oamenii care au fost și sunt mereu alături, deși aveam invitație oficială și puteam să fiu la Alba Iulia, a fost ziua de 1 decembrie, de centenarul Marii Uniri. Am fost aici prezent în comunitatea romașcană, într-o activitate reper, într-o activitate care a evocat tot ceea ce s-a întâmplat în acest secol, precum și aspirațiile românilor. Am fost prezent așadar în piața Roman Vodă din municipiul Roman, la 1 decembrie, în comuna Cordun, la activitățile organizate pentru a sărbători 1 decembrie Ziua Națională a României. Tocmai pentru a marca anul centenarului și prin proiecte dedicate într-o formă sau alta, PNL a susținut de-a lungul anului campania pentru Autostrada Unirii, care se lege Moldova de Ardeal. De asemenea, sunt mândru de faptul că am fost nominalizat ca și coordonatorul național a campaniei pentru construirea Autostrăzii Unirii, campanie pe care am coordonat-o la nivelul Moldovei și, sigur, după cum ați văzut și deși am avut mai multe amendamente depuse la legea bugetului, unul dintre ele a trecut cu privire la refacerea studiilor de fezabilitate, acolo unde au fost făcute și sunt expirate, dar și la configurarea pe trasee, acolo unde acestea nu au fost până în momentul de față făcute. Din această calitate am contribuit prin coordonare directă la o serie de acțiuni, am lansat o petiție în acest sens, am fost inițiator al legii depuse în Parlament, am reușit după o adevărată luptă de lobby intern să-i convinc pe toți colegii din Comisia de Transporturi să voteze legea și în ultimul rând am făcut și voi continua să fac presiuni la adresa Guvernului pentru ca Autostrada Unirii să devină o realitate. Activitatea politică. În prezența colegilor din Partidul Național Liberal și a altor parlamentari, a societății civile și a transportatorilor, am fost prezent la Palatul Cotroceni, unde președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru Autostrada Unirii. Din acest moment, guvernații nu mai au nicio scuză pentru a nu se apuca de treabă. Moldova are nevoie ca de aer de această autostradă și vă garantez că atât eu, dar cât și colegii din PNL vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura că proiectul va fi demarat și că autostrada va fi construită și finalizată într-un timp rezonabil. În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, particip săptămânal la Biroul Executiv Național al Partidului Național Liberal, forul de conducere al partidului, dar și la evenimente politice de partid și nu numai precum Liga Aleșilor Locali sau Forumul Administrației Publice Locale. Așadar, voi continua să fiu prezent și implicat în toate aceste activități, în punctele de reper ale partidului, pe domeniile pe care le gestionez, așa cum am procedat și până în acest moment. Activitatea media. Am fost prezent în mass media națională, atât prin participări la emisiuni, la posturi de știri, dar și prin declarații și comunicate de presă. Astfel am participat la emisiuni la Realitate TV, B1 TV, Antena 3, Digi24, TVR1, dar și la posturile locale, în care am discutat despre problemele românilor în general, dar și ale nemțenilor în particular, și am criticat actuala guvernare de fiecare dată când a fost necesar să fac acest lucru și, din păcate, ocaziile nu au fost puține. Printre punctele de vedere critice pe care le-am avut la adresa guvernării PSD, am atras atenția asupra modului abuziv în care forțele de ordine au acționat pe 10 august asupra greșelilor flagrante din manuale cu privire la sistemul de învățământ, refuzul PSD de a vota pentru construirea Autostrăzii Unirii, precum și asupra modului superficial în care a fost alcătuit proiectul de buget pentru anul 2019, dar și criza financiară de la nivelul guvernului. Cu toate că am semnalat că acest buget este construit pe indicatori macroeconomici fantasmagonici, ținând cont de inflație, ținând cont de deficit, ținând cont de schimbul valutar, pentru că a fost luat în calcul, vă dau un simplu exemplu, cursul de 4,67, când acum euro este la 4,76. A fost gândită pe o inflație de 2,5, când acum inflația este de 3,5. Toate aceste lucruri le-am semnalat și la comisie și în plenul Parlamentului. Un succes a Partidului Național Liberal a fost adoptarea acelui amendament prin care am propus
propus creșterea alocației pentru copii de la 200 de lei la 300 de lei pentru copiii aflați între 0 și 2 ani și de la 84 de lei la 150 de lei copiii între 2 ani și 18 ani. Vreau să reamintesc aici că tot în urma inițiativei Partidului Național Liberal, în anul 2015, alocația s-a dublat, adică pentru copiii aflați între 0 și 2 ani, alocația a crescut de la 100 la 200 de lei, iar pentru copii aflați între 2 și 18 ani, de la 42 la 84 de lei. Deci iată că Partidul Național Liberal confirmă atenția pentru a susține tânăra generație, pentru cei care astăzi sunt copii și mâine reprezintă viitorul României și nu numai că insistă pe aceste acțiuni, dar iată că are două reușite confirmate în 2015 și acum la legea bugetului din anul 2019. Cu toate că acest buget a fost întârziat 3 luni deja, a avut întârziere, mai mult decât atât, noi considerăm că această întârziere a fost și deliberată, pentru că bugetul pe ianuarie și pe februarie a fost bugetul limitat la 1 pe 12 din bugetul anului trecut, iar cotele care s-au distribuit autorității publice locale au fost cele de anul trecut, adică 41,75 față de 60 cât am propus și care s-a aprobat prin legea bugetului către unitățile administrative teritoriale, ținând cont și de decembrie, care va fi un an de o lună de încheiere, și iată că pe un calcul simplu observăm cum actuala guvernale a redus acest buget de la 12 luni la 9 luni. Cu ceea ce vor desfășura ca demarare de acțiuni, de licitații, iată că cu toate că au venit cu un buget care la prima vedere pare să fie unul croit către interesul public, noi credem că nici 60% din el nu va fi realizat. Multe din rectificări veți vedea că vor lua bani necheltuiți din anumite ministere și le vor duce la găuri create deliberat către anumite ministere. De asemenea, vorbim despre prioritățile parlamentare pentru dezvoltarea României, inițiative legislative pe care Partidul Național Liberal le va propune, și vorbim de pachetul legislativ pentru educație, care va cuprinde modificarea și completarea Legii Educației Naționale în vederea reintroducerii examenului de admitere la liceu, prin care să fie admiși doar candidații cu note peste 5. Măsura trebuie să fie bine pregătită și să intre în vigoare începând cu anul 2020-2021. Competiția pentru admiterea în liceu va duce la o mai bună orientare în cariera elevilor și o revigorare a învățământului profesional. Am văzut de curând că ministrul educației a venit și a modificat drastic planurile de școlarizare la liceele tehnologice aproape la 50%, alocând clase de învățământ profesional în detrimentul claselor de liceu. La prima vedere poate părea o măsură bună, o măsură pe care și Partidul Național Liberal ar susține-o dacă nu ar fi pripită, negândită, pentru că vorbim despre desfășurarea unor activități în școli care în momentul de față nu dau suport acestor activități. Ateliere, laboratoare, cabinete dotate nu există. Știți că tot actualul ministru a educației, cu ani în urmă, a mutilat, a desfințat practic învățământul profesional și tehnic. I-au trebuit 10 ani să realizeze ceea ce a făcut, distrugerea învățământului profesional și tehnologic. Caută să repare acum, dar cu măsuri empirice și pripite. Nu poți să treci rapid la o astfel de modificare fără să asiguri o bază materială. Vorbim de un program național care ar trebui să doteze unitățile școlare în acest sens. Vorbim chiar de resursa umană. Vorbim de maestri, de laboranți, tehnicieni, care în momentul de față nu se găsesc pe piața muncii școlare, trebuie suplimentat la nivelul la care se propun planurile de școlarizare, și costul standard per elev este o barieră de netrecut
prin a asigura finanțări pentru ocuparea posturilor vacante, pentru a asigura salarii pentru acest personal necesar în învățământ. Așadar, lucrurile trebuie să făcute etapizate, gândit, programatic, predictibil și sustenabil, astfel încât să putem avea un învățământ de calitate și nu doar să înființăm niște clase și să spunem că am făcut ceva pentru învățământul profesional, ne asigurând de fapt o bază materială. De altfel, în această săptămână, ieri am avut o interpelare pe care am depus-o ministrului educației și o declarație politică. Astăzi va apărea și un comunicat la nivel național prin care cerem doamnei ministru punctual ceea ce ar trebui să facă, să se implice astfel încât lucrurile să funcționeze. Și vă dau câteva exemple. S-a venit cu un spor de solicitare neuropsihică. Numai că acest spor s-a acordat numai personalului didactic, nu și personalului didactic de conducere și personalului didactic auxiliar, ceea ce presupune că stresul există numai într-o parte, iar în partea cealaltă este o pace și o liniște eternă. Noi considerăm că este o discriminare acum când România conduce Consiliul Uniunii Europene și când mesajul este foarte clar că educația trebuie să fie cea care adună, cea care coagulează și cea care creează. Noi avem un învățământ care dezbină, discuțiile sunt tot mai aprinse în unitățile școlare. De asemenea, discutăm despre ceea ce înseamnă costul standard per elev, care este o barieră. Sunt posturi vacante în statul de funcție în unitățile școlare și ne referim aici la personal de îngrijire, femei de serviciu, laboranți, dar nu pot fi ocupate pentru că acest standard, care nu a mai fost analizat, nu a mai fost recalculat, reprezintă o barieră, e un plafon, iar directorii trebuie să-și asume acest lucru. Iar dacă își asumă și încearcă să rentabilizeze activitatea din școală și să treacă de limitele acestui standard de cost, atunci răspund direct. Am solicitat ministrului învățământului să ia în analiză standardul cost pre-relev, care reprezintă o barieră în dezvoltarea învățământului la ora actuală. Un alt exemplu este acela, știți că pentru cadrele didactice s-a dat contravaloarea pentru alimentație, pentru hrană. De asemenea, directorii unităților școlare sunt în fiecare vacanță trecuți automat în concediu, tocmai ca pe această perioadă să nu poată beneficia de această indemnizație de hrană. Sunt câteva lucruri, sunt câteva anomalii care există și foarte clar trebuie să le luăm în analiză dacă vrem într-adevăr un învățământ de calitate. Măsuri legislative de asemenea care să garanteze cel puțin, începând cu anul 2019-2020, faptul că fiecare școală va avea minim un consilier școlar. Propune astfel dublarea numărului de consilieri școlari. Vedem că avem în momentul de față o proastă, dacă nu aproape lipsită total de conținut, orientare școlară și profesională. Vedem că majoritatea elevilor, ne ținând cont de gradul de pregătire, de competențe, de abilități, se îndreaptă către liceu. Cu ani în urmă veneau foarte mulți copii care vreau să facă o meserie, adică până la urmă decât să termini un liceu și să ai un nivel minim de cunoștințe, deci o pregătire precară, pentru că pregătirea ta anterioară, pentru că abilitățile tale nu îți permit să atingi un nivel optim, ar putea să meargă către dobândirea unei meserii, pentru că vedem că în țară lipsesc meseriași adevărați și vorbim aici și de zidar, pietrar, tencuitor, vorbim și de instalatori, vorbim de tâmplari, vorbim de faianțori, vorbim în general de ceea ce înseamnă această grupă socioprofesională a meseriașilor. Și eu cred că un instalator bun, un electrician bun, este mult mai respectat și de către societate decât un absolvent de liceu care are o pregătire precară și care nu reușește să se așeze pe piața forței de muncă astfel încât să-și creioneze un viitor în perioada următoare.
Întărirea învățământului profesional dual, dublarea numărului de burse pentru învățământul profesional, actualizarea cuantumului acestora la necesitățile actuale și oferirea unor deduceri fiscale reale pentru companiile care să investească în programe de formare profesională. De asemenea, prevederile bugetare și legislative trebuie să fie de așa natură încât să facem funcționale cabinetele medicale școlare. În cel mult 3 ani, în toate școlile din România, ar trebui să funcționeze cabinete medicale școlare cu activitate permanentă și cu aparatură și materiale sanitare moderne. În multe din aceste cabinete este prezentă lipsa materialelor medicale, a medicamentelor, și ele există doar la nivel declarativ. Iar cei de acolo își dau întreaga măsură a competențiilor, încercând să rezolve cu nimic problemele care le apar în viață. Pachetul legislativ pentru sănătate implică un management de tip corporatist în spitalele românești. Deși românii plătesc tot mai mulți bani pentru sănătate, bugetul sănătății este de multe ori mai mare decât în urmă cu 20 de ani. Spitalele arată cum arată și cred că și dumneavoastră ați văzut, da, și societatea, pentru că avem nevoie de acest sistem de sănătate. Multe din spitalele universitare, multe din spitalele renumite din clinici își desfășoară activitatea în clădiri improprii, în clădiri care stau să se prăbușească cu igrasie, cu instalații vechi care aduc un disconfort major și chiar pun în pericol sănătatea oamenilor. Și după cum ați văzut prin ceea ce mass media a transmis, de multe ori un om a intrat cu o problemă în spital și a ieșit cu 2 sau cu 3. Este un lucru care nu poate să mai continue și în acest sens milităm pentru un management competent. Măsuri drastice pentru combaterea traficului, comercializării și consumului de produse etnobotanice. Deși în urmă cu mulți ani acest fenomen era străin pentru tinerii noștri, astăzi îngrijorează. Consecințele pot fi fatale în aceste cazuri și vor susține o inițiativă legislativă pentru majorarea pedepselor pentru traficul de droguri, inclusiv pentru cel din categoria etnobotanicilor. Aproximativ 600.000 de tineri cu vârsta între 15 și 34 de ani au consumat cel puțin odată un drog ilicit. Prevalența consumului de droguri la elevii de 16 ani este de 10%, conform raportului ESPAT pe 2011. Doar în anul 2014, România a înregistrat 33 de cazuri de decese din cauza consumului de droguri și alte 23 de cazuri indirect asociate consumului de droguri. Cred că ați putut vedea și la știri cum că în ultima perioadă de obicei vedeam accidente datorită unor persoane conducători auto care consumaseră băuturi alcoolice. Iată, am văzut numai în ultima lună cel puțin 3 cazuri de accidente în care persoanele consumaseră droguri. Iată că acest flagel trebuie să îngrijoreze și trebuie luate măsuri și cât mai repede. Nu e un element care suferă amânare. Pachetul legislativ pentru mediul economic, posibilitatea angajatorilor privați de a stimula salariații. PNL propune ca angajatorii privați care obțin și declară profit să poată deduce până la 20% din impostul pe profit datorat statului pentru acordarea de avantaje și stimulente pentru proprii angajați, adică să stimulăm munca și mai ales să stimulăm munca de bună calitate. Cele 20% procente din impostul pe profit să rămână la dispoziția firmei, dar cu dedicație specială doar pentru a încuraja pe cei care, într-adevăr, desfășoară o activitate profesionistă competentă. Credem că munca mai mult ca oricând trebuie încurajată și, de asemenea, prin această măsură, venim și stabilim un stimulent prin care cei care desfășoară aceste activități să fie încurajați și să îi avem stabili pe piața forței de muncă. Stimularea conformării fiscale voluntare. Aceste lucruri sunt niște detalii și vis-a-vis de propuneri legislative pe care le-am anunțat. Agenții economici care își plătesc taxele înainte expirării termenului legal vor putea primi un stimulent fiscal sub formă de recuperare a unui cuantum de 30-50% din impostul pe profit datorat statului în anul respectiv. De asemenea, propunem ca agenții economici de bună credință să poată recupera o parte din impostul datorat în scopul dezvoltării propriilor activități, achiziții de echipamente, utilaje, mașini, software sau chiar pentru sprijinirea învățământului profesional dual, cel de care
făceam discuție mai devreme. Modificarea mai multor prevederi de legislație privind regimul străinilor în România, astfel încât angajatorii care vor să apeleze la forța de muncă din spațiu extracomunitar să nu mai întâmpine atâtea dificultăți. Scutirea impostului profitului reinvestit pentru mijloace de transport noi. Până în acest moment se putea pentru diferite alte activități, dar nu și pentru sistemul de transport. Am văzut foarte multe, chiar și în București, am văzut o achiziție de autobuze, dar în loc să mergem către mașini care să fie ecologice, care să aducă un plus în confort și un minus în poluare, observăm că s-au achiziționat tot mașini pe motorină. Iată, în unele state acest lucru s-a interzis sau se interzice și nu se ia exemplu unor orașe, Suceava, Oradea, Cluj, care vin cu transport ecologic, cu transport electric și în care poluarea este mult, mult, mult mai mică. Așadar, ne dorim ca din scutirea impostului profitului investit acest lucru să se poată face, pentru că era discriminatoriu pentru această activitate, nu se putea face și pentru mijloacele de transport noi. Eliminarea urgentă a split TVA. Acesta a reprezentat o măsură nocivă pentru mediul de afaceri din toată țara, care nu a adus resurse suplimentare la buget, nu a diminuat frauda fiscală, ci a dus România într-o nouă situație de infringement. Eliminarea accizilor suplimentare asupra carburanților. Urmărim prin această măsură nu numai ușurarea vieții agenților economici români, ci și stoparea creșterilor prețurilor de consum. Abrogarea ordonanței lăcomiei PSD-ALDE. Vorbim de ordonanța 114. Noile taxe impuse prin ordonanța 114 au distrus deja orice plan de investiții în sectorul energetic bancar al comunicațiilor. Noile taxe sunt deja suportate de români prin facturi mai mari la întreținere și prin cel mai slab leu din istorie. Vreau să vă spun că datorită acestei ordonanțe 114 avem probleme și cu pilonul 2 de pensii, care ușor, ușor va merge către moarte sigură. Pentru că prin această ordonanță 114 li se impune companiilor, administratori de fonduri pe acest pilon 2 de pensii, să-și mărească capitalul social obligatoriu de 11 ori. Gândiți-vă ce imobilizare de fonduri ar trebui făcută și mulți din acești actori se vor retrage. Pentru că noi am solicitat și creșterea alocării de la 3,5 la 5% pentru pilonul 2 de pensii, urmând ca în 2020 să ajungem la 6%. Acești bani sunt bani siguri, sunt proprietate privată, sunt acelui care a contribuit la această alocare. Acest lucru deranjează foarte mult guvernul, pentru că ei nu pot fi luați și folosiți în alte domenii. Acolo este o sumă importantă de bani, pentru că sunt banii oamenilor, așa cum am zis, reprezintă o proprietate privată și sigur că aceste sume, dacă nu ar merge mai departe prin acumulări, astfel încât omul să aibă o garanție atunci când iese la pensie că banii lui multiplicați îi vor asigura o viață normală și decentă, sigur că vor reprezenta la un moment dat un punct de vedere prin care să fie relocați către sistemul național de pensie a fondurilor sociale, iar de acolo să poată fi dirijați într-un fel sau altul pentru acoperirea găurilor negre din buget. Sunt lucruri care la prima vedere nu sunt foarte bine cunoscute de populație, dar care vor avea un impact negativ în următorii ani. De asemenea, vreau să vă spun că tot prin această ordonanță 114, administrațiile publice locale vor fi obligate să meargă cu taxe și impozite la limita superioară. După cum știți, taxele și impozitele sunt aprobate prin ședință în consiliile locale, care acest nivel trebuie să fie cuprins între unul minimal și unul maximal stabilit prin codul fiscal. În momentul în care această ordonanță 114 își produce efectele, nivelul va fi maxim, ceea ce va însemna o creștere automată a taxelor și impozitelor. De asemenea, supraimpozitarea pe acciza pe activele bancare reprezintă o retragere, o restrângere a cadrului de creditare a băncilor. Gândiți-vă că băncile cu capital străin automat își vor externaliza din active. Dar ce vor face băncile cu capital autohton? Ei sunt prinși în această capcană și vor trebui să înăsprească aceste condiții de creditare,
care unde vor duce? În imposibilitatea oamenilor de a obține credite pe termen lung la o dobândă decentă va însemna faptul că încetul cu încetul costurile creditării vor crește, iar acestea se vor regăsi în cost tot la populație, pentru că aceste creșteri se vor duce, se vor transfera către populație. Acest lucru se va întâmpla în perioada următoare datorită acestei ordonanțe 114. De asemenea, decuplarea stabilirii anuale a salariului minim brut garantat în plată pe economie de o decizie discreționară a Guvernului. PNL va propune o formulă predictibilă de calcul pentru salariul minim pe economie care se raportează automat la inflație, productivitatea muncii din economie și dinamica produsului intern brut. La ora actuală, Guvernul dă prin ordonanță care este salariul minim pe economie, dar acesta nu are un suport real plecat din economia României, acolo unde mediul de afaceri să aibă un cuvânt de spus. Doar sunt anunțat și administratorii, patronii de firme trebuie să conformeze fără să aibă un cuvânt de spus. Noi credem că aici trebuie să existe o masă de dialog plecat pe indicatori foarte clar stabiliți, astfel încât această creștere să fie sustenabilă și suportabilă. De asemenea, deschiderea oficiului unic, astfel încât niciun agent economic din România să nu fi pus în situația de a prezenta documente, avize, extrase, caziere și altfel de documente pe care autoritățile le dețin deja. Acest lucru este posibil prin informatizarea integrată a tuturor autorităților cu orice contribuabil care intră în contact. Asistăm și astăzi la modernizarea softului în diferite instituții și auzim la costuri de sute de mii de milioane de euro pentru modernizarea softului. Trebuie făcut și acest lucru, pentru că trăim într-o lume a globalizării, a modernizării, a informatizării. Numai că ele nu sunt făcute cu cap. Softul din administrația publică locală nu bate cu softul din ministere, nu bate cu softul din sistemele de bază ale societății, educație, sănătate. Ori ar trebui să fie compatibilizate aceste softuri și să nu punem lumea pe drumuri atunci când oamenii au nevoie de un document de la o instituție, acea instituție să le ceară alte 3-4 documente de care ar fi nevoie pentru elaborarea acelui document, punând omul pe drumuri, atâta timp cât ele există deja în circuitul public. Pachetul legislativ pentru administrația publică locală, așa cum am și propus la legea bugetului, 100% din impostul pe venit, inclusiv cel din pensii, să rămână integral la nivelul autorității publice locale, astfel din impostul pe venit încasat la bugetul de stat să se aloce 60% la bugetele locale a comunilor, orașelor și municipiilor pe acel teritoriu și desfășoară activitatea plătitorii de venituri, 20% la bugetul județului, 20% într-un cont extint al Consiliului Județean pentru echilibrarea bugetului autorităților locale, lucru pe care am reușit să îl trecem în Parlament, numai că, ca de obicei, niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit și el a venit la pachet cu o măsură guvernamentală care practic devalizează bugetele locale, pentru că se transferă către unitățile locale cheltuielile cu asistența socială, cu protecția copilului, cu persoane cu handicap, însoțitor și așa mai departe. Practic li se dă cu o mână și li se ia cu două. Primarii, eu am avut întâlniri cu primari din toată țara prin natura funcției pe care o dețin. Și atât cei de la PNL, dar și cei care fac parte din alte partide, inclusiv din arcul guvernamental, sunt total nemulțumiți de această măsură, pentru că, practic, bugetele lor vor fi incapabile să susțină secțiunea de dezvoltare. Vom vedea multe localități din România care se vor limita la ceea ce înseamnă secțiunea de funcționare, plata salariilor, plata utilităților, reușim prea puțin să dezvolte. Gândiți-vă că în România avem în jur de 3.783 de unități administrative teritoriale care sunt motoare de dezvoltare ale României. Practic, prin această măsură gripăm aceste motoare, rămâne decizia la guvern, avem o centralizare excesivă și alocarea unor fonduri prin PNDL sau prin Fondul Suveran de Investiții, SFI-ul. Toate acestea se vor face având în față anumite criterii de obiectivitate, dar în spate de fapt real criterii politice, ceea ce îi va duce pe primari cu căciula în mână, îngenunchiați, pupând din elul,
astfel încât să poată obține să facă și ei ceva către localitățile lor. Mereu am susținut descentralizarea, mereu am susținut alocarea de fonduri în mod corect, pe formulă de calcul, astfel încât să existe o echidistanță și o șansă egală de dezvoltare a comunităților. De asemenea, am propus ca 80% din fiecare redevență minieră să se transfere către bugetul autorităților locale pe a cărui teritoriu administrativ se desfășoară exploatarea, 40% la județ, 40% la bugetele locale. Simplificarea procedurilor de emitere a avizilor necesare autorității de construcție de către serviciile deconcentrate ale autorităților centrale. Pe pachetul legislativ pentru justiție, abrogarea de urgență a legii privind recursul compensatoriu și stoparea de urgență a infracțiunilor săvârșite de eliberații lui Tudorel Toader, care pun în pericol zi de zi siguranța și integritatea fizică a românilor. Propunerea legislativă de abrogare a legii 169 pentru modificarea și completarea legii 254 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completarea legii 289 privind codul penal, de modificarea legii 254 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Scopul acestei inițiative legislative este acela de a elimina perturbările sociale provocate de legea 169. Am văzut cu toții că datorită acestui recurs compensatoriu circa 14.000 de persoane care se aflau în detenție au fost eliberate. Din acestea, în prima perioadă de timp, peste 700 s-au întors deja înapoi. Asistăm deja la o presiune pusă asupra societății și a distrugerii elementului cel mai important pentru cetățeni. Dacă vă uitați, în orice sondaj de opinie, avem trei elemente importante care dețin podiumul de fiecare dată. Dezvoltarea, nivelul de trai și siguranța cetățeanului. Siguranța este un element foarte, foarte important pentru confortul unei comunități, pentru confortul cetățenilor. Ei, acest lucru a fost practic zdrobit prin această măsură a recursului compensatoriu, legea 169. Propuneri legislative ale deputaților PNL pentru sesiunea februarie-iunie 2019. Așadar, propuneri de modificare și completare a legii cadastrului și publicității imobiliare numărul 7 din 13 martie, având în vedere că s-au constatat mai multe incidente apărute în relația dintre persoanele fizice sau juridice cu oficiul de cadastru, atunci când sunt solicitate servicii executate de această instituție, prin această modificare urmărim adoptarea unor mai bune reglementări care să elimine situații contradictorii apărute în practică legate de problemele privind înscrierea și radierea unor drepturi din cartea funciară. Propunerea de modificare a legii 196 privind asociațiile proprietari, clarificarea situațiilor când este nevoie de acordul tuturor coproprietarilor pentru anumite modificări aduse unui apartament sau edificarea unui balcon din acel bloc, propunerea legislativă pentru organizarea și programelor bacalaureatului internațional unității de învățământ preuniversitar public și particular, astfel încât aceste diplome să fie recunoscute automat având o valoare echivalentă valorii diplomei de bacalaureat clasic. Propunere legislativă pentru modificarea legii educației naționale 1/2011. Prezenta propunere reglementează durata pentru care stabilesc taxele de studii în instituții de învățământ superior. În fapt, propunem ca taxele de studii să stabilească pentru întreaga durata ciclului de studiu și să nu fie modificate de la an la an, astfel încât să fie o cheltuială predictibilă și, de asemenea, introducerea pentru învățământul superior de stat a examenului de admitere. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență 195 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât persoana să existe posibilitatea persoanei care i-a fost aplicată o sancțiune contravențională rutieră de a contesta procesul verbal de constatare a contravenției la judecătoria în raza circumscripției căreia acesta are domiciliu și să nu fie necesar să se deplaseze în zona, în județul acolo unde s-a întâmplat presupusa contravenție. Propunere legislativă pentru modificarea legii 544 privind liberul acces la informații de interes public. Propunem reducerea termenilor în care autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să furnizeze informații de interes public ce le sunt solicitate la 5 zile față de cele 10, cum este acum, cu posibilitatea extindere la maxim 10 zile față de cele 30, cum este acum, în funcție de dificultatea, complexitatea și volumul lucrărilor. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și de modificarea legii 194 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive atât de cât cele prevăzute de actele normative în vigoare,
Și prin aceasta dorim reducerea consumului și traficului de stupefiante și a substanțelor psihoactive noi, prin majorarea pedepselor, dar și includerea noilor substanțe psihoactive, altele decât cele cunoscute. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 550 privind organizarea și funcționarea jandarmeriei. Modificările propuse prin această inițiativă legislativă reglementează ca jandarmii să păzească și unitățile de primiri urgențe, UPU, CPU. Propunere legislativă pentru înregistrarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate. Propunem prin aceasta crearea cadrului legal necesar în vederea înregistrării, organizării și funcționării formelor istorice asociative de proprietate, cum ar fi obștele de moșneni în devălmășie, obștele de moșneni în indiviziune, obștele răzășești nedivizate, composesoratele, pădurile grănicești, pădurile urbariale, comunele politice și alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri existente anterior anului 1948. Acest proiect de lege este unul necesar atât prin prisma reglementării legale în vigoare, care obligă legiuitorul să realizeze o lege specială pentru organizarea și funcționarea acestor forme istorice asociative de proprietate, dar și în cauza faptului că lipsa unor astfel de reglementări mai stricte în privința organizării și funcționării acestor forme istorice asociative de proprietate a condus la abuzuri și ilegalități în gestionarea acestora. De asemenea, propunem o propunere legislativă prin care să fie eliminate pensiile speciale. Sigur, ceea ce înseamnă pensii de serviciu, militari, polițiști, magistrați care au fost și recunoscute în urma unor demersuri către Curtea Constituțională sunt în drept și nu ne propunem un atac la acestea, dar toate celelalte care înseamnă pensii speciale, că e avocatul poporului, că e parlamentar, că e orice alt demnitar, din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să existe, pentru că în momentul când mergi să faci un astfel de serviciu public și capeți onoarea și demnitatea dată de populație pentru a derula o activitate în acest sens, ai știut din capul locului la ce te înhami și dacă ți-ai dorit și ai dorit să și ai fost prezent în astfel de activități, este normal să le duci la bun sfârșit fără a-ți crea alte unități de sprijin în timpul sau după desfășurarea unei astfel de activități. Sigur că lucrurile pot continua, avem foarte multe alte propuneri legislative, astfel încât să putem avea o societate reprezentativă, dar în același timp și bazată pe o legislație corectă, să reprezinte cetățeanul, să fie în sprijinul cetățeanului și care să aducă un plus vieții noastre a tuturor. De asemenea, în domeniul sănătății, Partidul Național Liberal a mai propus ca orele de gardă efectuate, și acesta a fost un amendament pe care l-am semnat și eu, orele de gardă efectuate și pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale să constituie vechime muncă și să se ia în considerare la stabilirea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Un prim succes a avut loc, de comisie a trecut, așteptăm să vedem cum va fi susținut și în plen. De asemenea, sistarea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte care refuză un loc de muncă, deja avem în vigoare acest lucru, a fost un amendament susținut de noi, de PNL, dar și de ALDE. De asemenea, pe învățământ susținem extinderea programului After School și toate aceste lucruri, sigur, în fiecare domeniu de activitate vor aduce un plus. Mergem în continuare cu o propunere legislativă care vizează introducerea unei modalități alternative de vot, votul electronic pentru cetățenii cu domiciliu în străinătate, care va dubla votul prin corespondență, va dubla nu din punct de vedere cantitativ, ci va dubla existența deja a acestui element de vot. Considerăm că doar așa vom putea asigura garantarea dreptului la vot pentru românii din străinătate și vom elimina discriminarea acestora în raport cu cetățenii cu domiciliu în România. Majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi donată pentru activitățile unui ONG. Aceasta chiar este propunerea personală pe care am inițiat-o, pe care am susținut-o și colegii au fost de acord să sprijine acest lucru. Și de asemenea, extinderea plajei
acestor asociații non-guvernamentale care pot avea acces la acest tip de finanțări. În momentul de față, după cum știți, doar pentru ONG-urile din domeniul social. Noi credem că și cele care operează în domeniul educațional, în domeniul sportiv și artistic, în domeniul apărării drepturilor omului și așa mai departe, trebuie să nu fie discriminate, ci să beneficieze de această facilitate. Sigur, multe sunt propunerile și activitățile pe care le propunem. Am vrut doar să trec în revistă ceea ce am făcut, ceea ce vom face în perioada următoare. Înființare de abatoare mobile, avem o mare problemă cu aceste abatoare, care unele există și nu au toate normele îndeplinite, altele în multe alte zone, cum și la noi în județul Neamț, nu există astfel de unități. Reducerea TVA de la 19% la 9% pentru livrările de lemn de foc începând cu ianuarie 2019. Toate aceste lucruri le avem în atenție, iar Partidul Național Liberal se luptă pentru promovarea lor, dar și pentru stoparea abuzurilor pe care actualul arc guvernamental le face în Parlament și în Guvern. Cam acestea ar fi în mare lucrurile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. Am căutat să sintetizez pe cât am putut aceste activități desfășurate și aceste inițiative, propuneri pe care le avem în față. Tratăm foarte serios această activitate și ne propunem să fim profesioniști, productivi, astfel încât activitatea noastră să se cunoască și să nu facem doar o prezență în acest for legislativ al României. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Intervenție a parlamentarilor vă limitează posibilitatea de rezolvare și soluționare a problemelor pe care luați cunoștință la audiențe. Apoi, șansele României de a construi autostrada și din fonduri europene, ca urmare a dezvăluirilor făcute recent de fostul premier Codose legate piedicile care au fost puse României și inacceptarea accesării de fonduri europene de guvern. Așa, după aia, colaborarea în Parlament a partidelor de opoziție, PMP, USR, PNL, și vis-a-vis de aceasta, reciproca în teritoriu, ținând cont de situația concretă de la Roma, în care USR-ul se află în opoziție față de PNL, care conduce primăria. Astea sunt, da? Hai ca să lăsăm și pe ceilalți colegi, da? Mă mai puneți una la da. Răspund la astea întâi? Ultima, mai am una. Da, mă gândeam că mai e una, da. Poziția față de... Dacă se poate face ceva pentru impozitarea și a bisericilor, adică în sensul determinării acestora de a-și îngriji momentele. Avem cazul concret de la Roma, acela al casei pionierilor, din zi în zi se degradează mai tare, fără ca primăria să aibă cea mai mică posibilitate de a convinge arhiepiscopia să facă ceva. Ok. Da. Mai sunt, răspund la astea, aștept pe urmă. Da. Răspund la astea și dacă e pe urmă, poate unele se mai deduc din răspunsuri. Cu privire la casele de cultură, aici știți că inițiativele au fost mai multe și există o presiune majoră. Ne izbim de faptul că asociația deținătorilor caselor de cultură au fost făcuți proprietari,
printr-un act atunci în anii 90-91 și cu acest lucru ne luptăm foarte mult. Există o preocupare, să știți, aici transpartinică, astfel încât să putem identifica o soluție. Au fost mai multe propuneri legate și de cei care nu administrează în mod corespunzător, care nu au grijă ca bun proprietari. Lucrurile se izbesc mereu de nivelul juridic și încercăm aici, cred, la un moment dat, o negociere cu cei care dețin, astfel încât să poată exista un sprijin din partea guvernului pentru ei, un fel de compensație, iar ele să poată reveni administrațiilor publice locale. S-a văzut că atunci când, din păcate, nu prea corect și nu prea drept, dar când administrația publică locală a primit sarcini, în cea mai mare parte s-a achitat cu bine de ele. Și ne aducem aminte, eram primar când am primit în sarcină să preiau unitățile administrative, unitățile școlare ca patrimoniu, pe urmă am primit evidența informatizată a persoanei, pe urmă am primit spitalele, dar din păcate am primit, adică a avut loc o descentralizare doar a activităților, a sarcinilor, nu am primit și o alocare de fonduri corespunzătoare. De aceea, dintr-un buget pe care mereu am căutat să-l administrăm cât mai bine, că mereu existau întrebări, domnule, dar de ce nu se face și mai mult și mai bine și de la an la an? Păi de la an la an administrația publică locală a primit sarcini în plus și trebuiau să finanțeze din același buget. Cu toate acestea unitățile școlare, cu toate acestea spitale care au fost date administrației publice locale, arată mult mai bine, cu eforturi majore, într-adevăr, dar arată mult mai bine decât atunci când erau în proprietatea ministerelor sau agențiilor naționale. Acest lucru sunt convins că se va întâmpla și cu casele de cultură și eu susțin vehement acest lucru. O casă de cultură aflată în administrație publică locală va fi mult mai bine îngrijită, mult mai bine administrată decât așa cum se află acum în proprietatea unei asociații a deținătorilor sindicali de case de cultură care se află la distanță, nici nu știu prea bine pe unde se află, le instrumentează, le închiriază, le mulg, dar din păcate ele arată așa cum arată. Acum la Roman știți că eu am avut discuții cu directoarea casei de cultură, am găsit înțelegere la ea și am reușit să facem, dacă vreți, o poleială exterioară și îi mulțumesc pentru că m-a înțeles și s-a implicat în acest lucru, dar decizia nu este la dânsa, face sau la orice alt director de casă de cultură, ei sunt niște angajați. Iar în interior investițiile ar fi majore ca să poată fi aduse la niște condiții decente. De aceea ne vom bate în continuare, trebuie să avem o presiune permanentă ca până la urmă să îi putem identifica o soluție. Sigur că sarcina în primul rând cade pe acest zid juridic și pe partea de voință politică prin care poate fi găsită o negociere, pentru că știți, plecăm de la următorul dicton, că în România proprietatea privată este protejată, este recunoscută și este garantată. Cu privire la Casa de Cultură, cu privire la Curtea Constituțională, cu intervenția parlamentarilor, într-adevăr, știți că a fost un proiect de lege prin care se dorea instituirea acestei activități de lobby, prin care dacă un parlamentar este solicitat de societatea civilă, de un segment socioprofesional, de unitate administrativă teritorială, să poată mijloci, să poată intermedia că servicii, fie că sunt administrative, fie că sunt financiare, fie că sunt legislative, către solicitanți. Nu a fost recunoscut acest drept, așa încât ne vom încadra în limitele activității normale, vom face tot ceea ce nu va depăși acest cadru, pentru că altfel ne putem duce în conflict de interese, incompatibilitate, abuz în serviciu sau orice altă formă care ar putea fi tangentă cu activitate de acest gen. Sigur, lucrurile trebuie păstrate la un nivel decent și în respectul legii. Șanse de a construi autostrada, dacă nu vorbești despre un lucru, el nu există. Așa încât atunci când am inițiat în interiorul Partidului Național Liberal, în biroul executiv național, această idee de a o prelua și a o susține la nivel național, noi PNL-ul, am fost și desemnat ca și coordonator național acestei activități, am pornit, să știți, cu speranțe foarte mici, dar
Prima dată demersul meu a fost de a introduce pe ordinea de zi la Comisia de Transporturi. Am fost prezent acolo, deși nu sunt parte a Comisiei de Transporturi, dar prima dată într-o comisie, inițiatorul, dacă vrea, este el cel care ia cuvântul. Și sigur, sunt anumite proiecte la care putem ajunge, altele la care nu putem ajunge pentru că avem activități la propriile noastre comisii, dar pentru acest obiectiv nu m-am dus la comisia mea și m-am dus la Comisia de Transporturi pentru că am dorit să îmi susțin acest proiect pe care l-am inițiat. Susținerea acestui proiect s-a făcut în plenul comisiei și în urma susținerii, a sensibilizării, am căutat să o pun și la nivel de patriotism local și a conștientiza și a folosi imaginea publică în a configura acest proiect ca realizabil, s-a votat în unanimitate. Apoi s-a mers în plen, unele lucrurile n-au mers la fel de ușor pentru că în biroul permanent nu s-a dorit introducerea acestui proiect pentru a fi votat pe ordinea de zi. Am speculat și acolo prin metode nespecifice și am căutat să prindem un moment slab. Am prins momentul când era scandal în PSD și Dragnea era în biroul lui cu mai mulți reprezentanți de frunte ai PSD-ului. Am avut majoritatea în biroul permanent, am votat și am introdus-o pe ordinea de zi, ca să vă spun și povestea cum s-a întâmplat. A fost introdusă pe ordinea de zi, a venit și trebuia discutate de moment ce a fost introdus, a intrat la dezbatere, am fost desemnat de grupul parlamentar PNL purtătorul de cuvânt și susținătorul în plen pentru acest proiect. Eu cred că am făcut-o foarte bine, am avut colegi și din alte partide care au susținut acest proiect. Opoziția întreagă l-a votat și sigur că au fost și din partea PSD-ului, mai ales cei din Moldova, o parte dintre ei, nu toți, cărora le-a fost rușine probabil de propriul electorat și s-au gândit că o muștruială la partid e mai puțin decât o muștruială când vin în teritoriu. Și a trecut acest proiect. Apoi a fost pasul următor la Cotroceni, când a fost promulgat, a fost pe urmă publicat în Monitorul Oficial și următorul pas a fost acțiunea la buget. Aici am lucrat de asemenea pe mai multe paliere, împreună cu partenerii noștri, colegii din opoziție, am venit cu vreo 3 amendamente și am căutat să jucăm pe piste diferite, încercând să scoatem măcar una. Una dintre ele a trecut, așa cum v-am spus, au fost alocate niște fonduri nu suficiente, nu așa cum ne-am fi dorit noi, dar un prim pas. Deci, lucrurile în această fază sunt, noi sperăm, vom crea mereu presiune, am creat mereu discuții și presiune la nivelul parlamentarilor din Moldova, indiferent de formațiunea politică din care fac parte, vom face acest lucru permanent și vom încerca ca de fiecare dată la rectificare, la buget, să se aloce bani și să se facă pași. Chiar dacă mai mici, dar important e să se facă, pentru că altfel vă anunț foarte clar și fără echivoc că acest proiect nu era în planul actualei guvernări de a se apuca de el. Ei vizau doar acel proiect Bacău-Brașov, căutând să ducă pe o zonă opozantă Moldovii Centrale și de Nord acest trafic și care nu ar fi asigurat un transfer rapid de persoane, de materiale, dar și de investiții către partea centrală, către capitala Moldovii, care este Iașu și sigur către Republica Moldova, dacă tot vorbim de Autostrada Unirii. Și aici avem discuții avansate și vor fi tronsoane care se vor desfășura în parteneria public-privat și vor fi tronsoane care se vor desfășura și pe fonduri europene. Deci sunt două tipuri de finanțări pe cele trei tronsoane care fac parte din Autostrada Unirii. Căutăm, susținem și facem presiune în acest sens pentru a se construi. Cu privire la colaborarea cu partidele de opoziție, noi avem o colaborare bună cu partidele din opoziție, discutăm pe acțiuni majore, cum ar fi atac la Curtea Constituțională, cum ar fi moțiune simplă, moțiune de cenzură, cum ar fi promovarea unor legi, promovarea unor amendamente. Sigur că mai există și divergență, puncte de vedere diferite, pentru că, ca să nu fim ipocriți, puncte diferite mai apar și în cadrul aceluiași partid. Da, păi în partide diferite care își croiesc o strategie, o politică unitară în accepțiunea lor. Și atunci mai apar divergențe legat cu
de discuțiile din teritoriu. Da, una e când discută prin reprezentanții săi la nivel național un partid cu ceilalți altui partid din opoziție și lucrurile sunt gândite în macro și acțiunile sunt concentrate, altfel când lucrurile coboară, dacă vreți, la nivel personal și de multe ori aceste relații interpersonale produc și asperități și creează și unele acțiuni mai diferite de ceea ce ne-am dorit să existe între partidele de opoziție. Dar una peste alta, crezul este comun, acțiunile majore sunt concentrate și sigur că într-un viitor tot cu partidele de opoziție vom face o majoritate guvernamentală. Acum să vă spun, inclusiv la nivel național am avut, dacă vreți, cu USR-ul o divergență atunci când s-a propus ca banii pentru alocații, USR-ul a venit cu propunerea să se ia acești bani din PNDL. Acum, lor le mai ușor să vorbească, pentru că n-au niciun primar. Atunci când ai primari și au proiecte care deja se desfășoară, finanțarea acestor proiecte trebuie să continue. Nu putem să fim ipocriți și să spunem să ia banii de acolo. Nu, ele trebuie să se facă corect, cinstit, bine și de calitate. Dar trebuie să se facă. Nu poți iei până la urmă acest mecanism care este mai mult subiectiv decât obiectiv, ce e adevărat, de la îndemâna dezvoltării locale și până la urmă unde l-ai duce? L-ai duce o parte din bani, așa cum ar propus USR-ul, către alocații și o parte către decizia centrală. Noi nu am putut să fim de acord cu această propunere, noi am venit cu o propunere foarte corectă și am spus ca banii să se ia de la IEP. Adică de la banii care sunt alocați partidelor. După cum știți, partidele primesc o sumă de bani pentru a se finanța. Așa cum e în toată Europa. Numai că parlamentarii aflați la putere au venit cu majorarea acestor sume în acest an. Noi am spus că maxim aceste sume să rămână la nivelul anului trecut și să nu crească către 100 de milioane de euro. Ei, din acești bani s-ar fi putut asigura bani pentru alocații. Adică vedem lucrurile și din punct de vedere dogmatic, și din punct de vedere principial, și din punct de vedere constructiv, și a experienței pe care o avem parlamentare, și a faptului că avem primari și nu putem face abstracții de ei și trebuie să îi susținem în dezvoltarea comunităților lor. Un partid mai nou venit cu idei de altfel bune, cu un mod de a acționa, nu întotdeauna ține cont și de realitățile din teritoriu, mai ales că nu ai și o presiune din teritoriu. Așadar, trebuie ținut cont și de motoarele, de cele aproape 4.000 de motoare de care vă vorbeam din teritoriu, mai ales când era o alternativă. Dom'le, luați bani de la finanțarea partidelor, a propus Partidul Național Liberal. Ca să vorbim și să vă dau un exemplu. Asta nu înseamnă că între noi, dacă avem puncte diferite de vedere, se creează cratere. Nu! E firesc să fie puncte și în interiorul partidului când dezbatem, să știți că sunt puncte de vedere diferite și în momentul când avem o platformă de lucru sau un program legislativ în dezbatere, de multe ori sunt discuții contundente, chiar în interiorul partidului. De altfel, acesta e și sensul parlamentarii dezbaterilor politice pentru a crea produse cât mai bine pentru societate și pentru cetățeni și aici sigur mă refer la produsele legislative. Și cred că v-am răspuns și aici poziția față de impozitarea bisericilor și a monumentelor. Păi să știți că atunci când eram primar și făceam parte de Consiliul Național Director Asociației Municipiilor, am venit cu o propunere și acea propunere e în vigoare. Deci, în momentul de față, impozitul pentru o clădire care nu este bine administrată poate să crească de sute de ori. Deci există o pârghie, sigur că nu e suficientă, sigur că mulți din acești proprietari, unii poate care nu există, alții care au sedi în străinătate sau la nivel național, nu se preocupă în mod atent și lasă să se acumuleze aceste sume. De fapt, asta a fost și ideea noastră, că în momentul în care cineva nu plătește, aceste sume se acumulează, să putem cere răscumpărarea lor. Prin ce? Prin bunul imobil respectiv. Numai că acesta înseamnă ani. Dorința noastră este ca aceste imobile, aceste monumente să fie reabilitate și
puse în funcțiune publică. Întotdeauna se întâmplă acest lucru și, din păcate, multe monumente din această țară s-au distrus. Dacă vorbim de biserica armenească, să știți că eu acolo am mai avut discuții. E foarte greu să negociezi cu armenii, pentru că ei sunt foarte pragmatici, interesul este pe de o parte a lor, interesul nostru este cel public și de a menține monumentele în picioare. Despre spitalul vechi știu că în momentul de față se introduce la finanțare pe Compania Națională de Investiții, numai că, din păcate, așa cum v-am spus, aceste activități se derulează foarte greoi, foarte lent. Aceste activități nu nasc rezultate într-un timp util și optim pe care noi ne l-am dorit. Ce se tergiversează? Noi aici încercăm să facem o presiune și, dacă ați văzut, și prin aceste măsuri, prin simplificarea obținerii autorizației de construire, prin avize care să nu mai învârtă persoana fizică sau juridică pe la toate instituțiile statului, ci să opereze într-un singur loc și de acolo acel organ, acea instituție să-și obțină singură documentele care să aibă în circuitul public, mi se pare că am putea să rentabilizăm și să scurtăm acest timp de așteptare. Cam acestea ar fi în mare, ar fi punctul meu de vedere pe care am dorit să vi-l spun pe aceste întrebări. Două întrebări așa, ca și vă rog. Fără legătură una cu cealaltă, ați adus vorba mai mult de PNL și știm cu toții că acest program național de dezvoltare locală ar trebui folosit pentru dezvoltare locală. Conform ultimului material publicat de generalrecord.ro, banii cel din PNL pot dispărea fără urmă deodată. Întrebarea este, există comisii la nivel parlamentar care să verifice destinația acestor bani? Nu. Nu? Și atunci nu. Poate face în cadrul legal o hotărâre de genul? La Ministerul Dezvoltării există o comisie care analizează solicitările primarilor și pe un principiu anunțat de urgență, deci pe prioritizare, ar trebui să aloce în mod nediscreționar, echidistant și pe principiul egalității de șanse acești bani. Din păcate, așa cum ați subliniat, nu există acest lucru și vedem în multe locuri investiții, oricare sunt prost făcute, oricare sunt nefuncționale, oricare nu reclamă o anumită urgență, un drum care începe de nicăieri și duce niciun unde. Sau o rețea de apă și canal, și avem exemple în Neamț care au fost făcute și care nu sunt funcționale nici în acest moment. Pentru că operatorul, pe un calcul de rentabilitate pe care și-l face, spune că nu e rentabil să preia acea rețea pentru că are prea puțin consumator și investițiile care ar trebui făcute pentru racordare, pentru funcționare, pentru administrare și mentenanță ar fi mult mai mari decât banii pe care i-ar încasa și așa mai departe. Deci lucrurile astea nu sunt analizate într-adevăr, așa cum ați spus, cu foarte mult profesionalism, multe se dau din pix, ba că trebuie un podeț acolo, ba că ar trebui un drum. Noi am fi văzut acești bani care, dacă tot s-au adunat, domnule, până la urmă fiecare comunitate ar putea să se sprijine cu ce poate ea, cu ceea ce poate Consiliul Județean, iar acești bani să meargă în proiecte macro. De aceea nu avem autostrăzi de 30 de ani. Când dată facem 30 de ani, da? De aceea nu avem autostrăzi în 30 de ani de la Revoluție. Toate țările din jurul nostru, Ungaria, Bulgaria, nu dau cele din Occident să spuneți că au avut alt tratament și altă economie. Nu, eu vorbesc de cele de lângă noi. Polonia, Bulgaria, Cehia, da? Au autostrăzi și noi avem niște capete de autostrăzi și de reținut. Eu aici vreau să atrag un semnal moldovenilor. Adică este timpul să ne trezim. Este timpul să gândim că această Moldovă își merită atenția nu doar în campania electorală. Atunci când partidele, când aleșile vin și promit și pleacă și uită. Gândiți-vă foarte bine, Partidul Social Democrat este la guvernare din 2012. Sunt 7 ani și mortul îți dezgroapă după 7 ani. În Moldova n-ai ce dezgropa, pentru că în Moldova n-ai făcut niciun kilometru de autostradă. Dacă în toate celelalte regiuni istorice ale României, în toate, există kilometri de autostrăzi făcute, mai funcționale, mai puțin funcționale, mai care se leagă, mai puțin care se leagă, dar Moldova n-ai nici măcar un kilometru de autostradă. Ei, atunci avem o mare problemă. Vorbim de spitale regionale. Le-au prins programul de guvernare PSD și a anunțat programe regionale, 9 spitale regionale, 8 regionale plus unul național, dar cele cu prioritate, cele 3, Iași, Cluj și Craiova.
Păi gândiți-vă că în momentul de față nu au nici studii de prefezabilitate. Nu avem niciun document și o avem Comisarul European pentru Dezvoltare care a venit și a spus public. Nu a fost trimis niciun document pentru a finanța cele trei spitale regionale pe care Partidul Național Liberal le susține și a făcut amendament la legea bugetului pe acest lucru. Nu s-a susținut acest lucru. Deci avem niște proiecte pe care dorim să le implementăm, Partidul Național Liberal și le-a asumat și vrea să fie garantată îndeplinirea acestor proiecte. Dom'le, nu e simplu, noi nu spunem că pot fi făcute peste noapte, dar nici măcar să nu le începi, dar nici măcar să nu te gândești să demarezi documentațiile ca să faci acest lucru. Adică acest lucru ne se pare oripilant. Și a doua? Cea a doua din întrebare, v-ați referit la droguri și la creșterea pedepselor pentru consumul și traficul de droguri. Portugalia, de exemplu, permite consumul de droguri ușoare. Ca urmare, numărul consumatorilor de droguri ușoare a scăzut. Pentru că tot ce e interzis este și foarte atrăgător. Da. Mai departe, sunt convins că aveți în staful de normal persoane care sunt specializate în aceste substanțe. În studiul substanțelor astea și eu pot spune că există droguri care au chiar atribute de benefice, de sănătate, cum e cannabisul, exemplu, care este folosit atât în combaterea anorexiei sau în creșterea numărului spermatozoizilor sau, nu știu, stimulează creativitatea și așa mai departe. Aceste droguri ușoare, e neapărat nevoie să le interzicem sau să le pedepsim cu pedepse mari, mari? Sau am putea pășturilor, băi, lăsați-le să meargă și oamenii se vor lăsa de ele singuri. Ok, am înțeles întrebarea. Acum vreau să vă spun un lucru. Eu nu cunosc aportul benefic pe care ar trebui să-l aducă aceste substanțe organismului. Nu, nici nu am un staff, o persoană care să priceapă la așa ceva. Nu, aici trebuie să existe, nici nu știu dacă există în Roman un toxicolog, nu știu nici la spitalul județean. Știu că, în general, în spitale de urgență există toxicologi care pot să vadă impactul asupra sănătății. Dar eu spun așa, atâta timp cât avem un sistem de sănătate. El este cel care spune dacă e bine, dacă nu e bine. Avem, de exemplu, cum mi-ați dat dumneavoastră aceste lucruri, vă dau și o morfină care este folosită, da, este folosită sub supraveghere medicală, este folosită cu recomandarea medicului. Adică, nu știu eu, acum, dacă găsim o persoană anorexică și băgăm pe gât cannabis, dacă ea de mâine își revine. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie să desfășoare sub supraveghere medicală și nu sub un consum aleatoriu la dispoziția fiecăruia cum vrea și cum nu vrea. Și știți ceva? Avem noi atâția nebuși, zurbagii în țara asta. Nu cred că trebuie să-i mai mulțim. Adică știu că grădina Domnului e mare și suportă mult, dar parcă nici să populeze major acest lucru nu avem nevoie. Avem destui care folosesc alcoolul aproape ca pe un drog. Alcoolul nu le lipsește zilnic, vin acasă, omoară femeia, copii în bătaie, distrug lucruri și așa mai departe. Dacă le mai dăm drumul și la droguri, probabil în aceste țări, Olanda, Portugalia despre care vorbiți, s-a făcut de-a lungul timpului și o conștientizare, o educație în acest sens. Gândiți-vă că la noi lumea se oripila când vorbeam de educație sexuală. Deja lucrurile au început să se schimbe în școli, se discută, elevii sunt interesați, acea falsă pudoare a căzut, a mers spre partea fiziologică, spre partea de sănătate. Cred că și aici va trebui, dar până când nu avem o societate pregătită în acest sens, în care să poată să discearnă, să analizeze și să acționeze în consecință, cred că avem obligația să ne protejăm cetățenii. Vă mulțumesc! Vă rog! Prima se referă la această decizie a CCR vis-a-vis de ce trebuie să facă sau nu parlamentare. Dacă nu mai puteți media și face lobby pentru a-ți beneficia, din ce am înțeles? Da, e așa. Care sunt pârghile pe care le mai aveți pentru reprezentarea problemelor din teritoriu la nivel înalt? Adică, nu știu, ce mai puteți face și ce exact nu mai puteți face? Adică eu nu cred că poate considera nimeni un abuz de serviciu în care sesizăm o situație din teritoriu, o anumită acțiune de impact pentru un dezastru care s-a întâmplat în urma unui cataclism. Eu nu cred că a sprijini și a arăta calea unui ales local către forurile naționale reprezintă un abuz. Cred că în înțelepciunea ei, Curtea Constituțională a gândit faptul că un primar mergea, discuta el despre acel proiect, venea și practic se făcea punte între două unități.
unitatea administrativă, unitatea centrală, indiferent care ar fi forma ei de reprezentare. Eu cred că trebuie păstrată, dacă curtea așa a spus, așa trebuie respectat, doar la nivelul de îndrumare, doar la nivelul de a indica un drum de parcurs și, așa cum s-a spus, parlamentarul să-și desfășoare activitatea lui pentru care a fost ales ca membru a unui organ legislativ, acolo unde trebuie să creeze baza legislativă a țării, iar ca activitate în teritoriu, atunci când se sesizează anumite lucruri, să încerce să le îndrepte sau să le amendeze prin pachete legislative, așa cum am și dat ca exemplu, ceea ce am și produs pentru mediul de afaceri, pentru justiție, pentru învățământ, pentru sănătate și pe care vi le-am prezentat, iar atunci când, într-adevăr, există un demers sau unei unități administrativ-teritoriale, să indici traseul, să indici drumul, să-l sprijin doar în a-și găsi calea spre a ajunge și să nu interferezi cu acea acțiune propriu-zis. Interpelările rămân. Am o întrebare. Vine din partea civile a celor care au meditat în mod activ pentru aprobarea legii și Constituția au. Și spun reprezentanților societății civile așa. Cei mai mulți dintre politicieni nu fac decât să dorească neapărat câștigarea de capital electoral și tot timpul când găsesc o ocazie se poziționează de partea acestui proiect, ne făcând neapărat ceva în mod deosebit. Dar pur și simplu folosesc motivul și contextul. E adevărat. Pe de altă parte... Dar nu poate fi vorba despre persoana în cauză care a fost inițiator, solicitant și promotor. Vă rog, mă scuzați. Pe de altă parte spun ei că nu există la acest moment în regiunea de Nord-Est, cel puțin, o coeziune clară în favoarea construcției AO. Și că până nu va exista o astfel de coeziune între toate părțile, indiferent de politicieni, oameni de afaceri, societate civilă, nu se va putea realiza acest obiectiv. Care este părerea dumneavoastră și cum credeți că această coeziune ar putea să devină realitate cât mai repede posibil? Eu v-am explicat, pentru că sunt opțiuni politice și sunt anumite decizii care se transferă de la nivel național către teritoriu. Aceste lucruri creează asperități în comunicare și a ajunge la un punct comun. Vă dau exemplu, inclusiv discuția, dacă vreți, de pe Bacău-Vrancea, care inclusiv parlamentarii noștri recunosc importanța construirii acestei autostrăzi, dar spun că e mai aproape Cămașa decât Sumanul. Adică sunt mai interesați de construirea Bacău-Brașov. Sigur că noi aici avem și un interes care ține de zona geostrategică, avem și un interes din ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii la nivelul Moldovei în general, și avem o doză și de subiectivism, ca să fim corecți. Dar acest lucru nu înseamnă că această autostradă e mai puțin importantă. De asemenea, așa cum ați spus, fiecare caută să se lipească. După ce acest proiect a trecut, după ce această lege a trecut, fiecare a căutat să se lipească de acest proiect, căutând să își creeze un anumit capital electoral. Inclusiv și asociațiile și ONG-urile, pentru a se arăta că sunt utile, a demonstra segmentului de societate civilă că acționează, își fac treaba și sunt importanți. Ceea ce într-o mare parte e adevărat, pentru că au acționat și au fost alături de noi și am făcut acest lucru. Dar să știți că una e voința și una e putința. Până la urmă, dovada implicării, acțiunii, strategiei se face tot în Parlament. Că dacă acolo nu se aprobă, poți să urle în fața Parlamentului și ați văzut și în fața Guvernului, au urlat sute de mii de oameni, pe bună dreptate. Adică au urlat din ei nedreptatea. Au fost un oprobiu la tot ceea ce se întâmplă. Eu înțeleg, pentru că am fost și acolo. Și sprijin și susțin. Dar trebuie găsită o strategie și în Parlament în acționa. Iar eu cred că eu, împreună cu colegii mei și cu opoziția, am găsit o strategie bună, astfel încât să putem crea premisele începutului de drum pentru construirea acestei autostrăzi. Și suntem în această fază în care am emis o lege,
a fost promulgată, a fost publicată, a venit la legea bugetului, s-au alocat sume pentru refacerea SF-urilor și pentru configurarea celor care nu sunt pe segmentele care nu aveau SF în momentul de față, adică s-au făcut niște pași. Poate nu în măsura în care ne-am dorit noi, dar s-a început ceva. Pentru că dacă ne aducem aminte, în urmă cu un an de zile, când am inițiat acest lucru și când am creat campania națională pe care o coordonez, nu se vorbea la același impact despre această autostradă. Acum am creat deja în sufletul și în inima moldovenilor ideea că se luptă pentru ea și se poate face. Timpul ne va demonstra câtă dreptate am avut, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la luptă. Și eu vă mulțumesc. Vă rog. Vă dați legea 544 și pe modificare. La informațiile publice. Care doriți să aplicați prin reducerea celor de la 10 zile la 5 zile și de la 30 probabil la 15, dacă vă spune atât. Una dintre cele mai mari probleme pe care le reclamă cei din presă, care se vorbesc de această problemă de aplicare a legii, cei din societatea civilă adevărată, adică nu dansuri, spor și alții, adevărata societate civilă tipul anglosaxon, advocacy, nu ține musă, sau în primul rând, de durata acestor termene, ci de refuzul de a răspunde, sau de ceea ce putem numi refuz la mișto. Tot în dreptul Costă Tavanu, el îl spune că face un SV pentru ușă. S-a răspuns. Îi mai scrie o adresă, îi mai scrie și el o mână de în instanță, instanța îl obligă, prin obligația de a face, să-ți răspundă, după 2-3 ani, cât durează procesul. Iar instanțele spun că nu pot să aplice nicio sancțiune pentru aroganța evidentă administrativă, pentru că nu bine de mea. Sunt și obsesiv de așa. Exact, asta am vrut să zic. Cei de la o instituție ca să o pochete, știu și asta. Nu, ne referim la oameni de bun credință. Deci, practic, legea actuală are cel mai mare defect în faptul, și nu o spun eu, sunt studii. Că, există, că nu există sancțiune, asta e vorba, nu? Nu există sancțiune pentru aroganța politico-administrativă, pentru că daunele dominatorii pur din momentul sentinței inibitorii. Așa este. Iar în 2-3 ani știți ce se întâmplă? Oare cel interesat a fi în altă sursă, cine interesează, oare a făcut de alte rechizitorii de nea, o altă tarchet. Mulțumim, nu mai trebuie. Deci, grăbirea terenului nu rezolvă cea mai mare problemă de fond nereglementată bine acum în lege. Da, noi vom veni aici și cu o propunere de contravenție, adică de a crearea unei amenzi, că nu poți să faci pușcării pentru așa ceva. Dar să existe un element coercitiv prin care să determini dacă spui că ești de bună credință, să-ți o manifesti într-un timp util și pentru acest lucru să existe un element sancționatoriu dacă nu duci la îndeplinire așa cum prevede. Pentru că avem multe prevederi legale care în spate nu au o sancțiune dacă nu se face. Și atunci acest lucru să fie constructiv în ideea și de a determina printr-o amendare a celui care nu îndeplinește această sarcină pe care o are până la urmă pe principiul transparenței în administrația publică, fie că e locală, fie că e centrală. Și o a doua întrebare. Cum comentați în calitate atât de parlamentar cât și de fost reprezentant la vârf al administrației locale faptul că nu o să vă dau un exemplu foarte concret, nominalizat, dar îl spun dacă e nevoie doar de documente. Pe un control al curții de conturi, la o primărie de județul Neamț, se găsește un presupus prejudiciu, nimic zis, poate fi contestat, nu e problemă, de 90.000 de lei și aplicarea penalităților retroactive, dobânzi, accesorii și așa mai departe, a dus la suma de încă 112.000 de lei la un prejudiciu de bază de 90.000 de lei. Deci, totalul penalităților este de 120%. Pentru vreo 3-4 ani, la un calcul simplu să mă iertă Dumnezeu, nici cămătar nu lucrează cu dobânzile astea. Și mai era fac o prevedere legală care spunea că nicio penalitate nu poate depăși 100%. Baza. Nu poate depăși 100% baza, da. Sunt documente semnate de Curtea de Conturi Neamț.
Acum, noi am dorit, dacă ați văzut, am și inițiat un proiect de hotărâre prin care am vrem ca să existe o conduită unitară la nivelul țării, pentru că știți că sunt unele măsuri luate într-un județ mult diferite de a altui județ, deși spețele sunt aceleași sau asemănătoare. Noi am dorit un plan de acțiune unitar. Am și reușit, pentru o amendare a regulamentului de funcționare a Curții de Conturi, și ne propunem acest lucru în continuare să facem. Pentru că acolo unde s-a greșit, domnule, s-a greșit, trebuie plătit, dar acolo unde nu, să existe până la urmă și niște măsuri care să fie aproape de realitate. Nu așa cum bine ați sugerat, să vină și accesoriile să depășească baza. Până la urmă să se încadreze într-un nivel, dar ele trebuie să existe până la acel nivel, ca să existe și o preocupare din partea celui care a fost sancționat să rezolve și să-și achite acea problemă. Deci ne vom aplica și asupra acestui lucru. Am făcut deja, venim cu o propunere din nou pe Curtea de Conturi acum și voi ține cont și de această propunere și sugestia dumneavoastră. Că acum ne-am amintit, penalitățile erau pentru vreo 10 ani în urmă. Da, da. Erau penalități pentru 100 și ceva de zile stabilite la un procent pe zi. Nu există o penalitate de asta. Nici băncile nu... Dar nu, deci băncile alea nu bate din loc. Da. Ok. Mulțumesc. Aș avea și eu 3 întrebări. Vă rog. 1. Când vom vedea amendamente cu adevărat liberale, ca să dau un exemplu din domeniul noastră de activitate, să nu vedem o mărire de salarii la toți din învățământ egal. Să nu vedem aceeași mărire de salarii la liceu cu 4 directori și 12 promovați la PAC, la fel cum vedem la cel cu 3 directori și 90% promovabilitate. Când vom vedea ca dumneavoastră să veniți peste legile propuse de social-democrați cu amendamente liberale care se fac distinție între cei care performează și cei care nu? Vă răspundeți la asta, da? Păi, deja... Poate nu am reușit să atingem toate domeniile, dar deja am venit cu măsuri liberale. Așa cum am propus ca 20% din impostul pe profit, care este o măsură de esență liberală, să rămână la decizia administratorului sau patronilor prin care să încurajeze munca, eu zic că este o măsură liberală. De asemenea și acea măsură prin care am propus ca cei care sunt beneficiari legii 417 și care refuză un loc de muncă să-și piardă indemnizația, de asemenea este o măsură de esență liberală. Faptul că am propus creșterea numărului de burse în sistemul profesional dual, astfel încât să putem dezvolta o muncă profesionistă în domeniul meserilor, de asemenea este o măsură liberală. Faptul că dorim dezvoltare prin aceste măsuri, prin construire de autostrăzi, de spitale, de asemenea este o măsură liberală. La ce propun socialdemocrații de creșteri de salarii, de... Noi aici am și spus faptul că, într-adevăr, și e corect ce ați spus, că trebuie să existe o creștere sustenabilă și bazată pe performanță, nu aleatoriu. Eu vă dau exemplu, nu mă pot despărți de acolo unde mi-am început cariera, în învățământ. Și învățământul și administrația sunt cele două laturi pe care le cunosc și acolo unde aș vrea să-mi aduc cât mai mult aportul. Este o diferență, și n-am să zic de matematică, pentru că am fost profesor de matematică, dar este o diferență între un profesor care trebuie să pregătească elevi pentru examene naționale, un profesor care, prin natura obiectului lui, dă teze, dă lucrări de control, corectează acasă, are o muncă susținută, pregătește olimpiade, și cel care efectiv se duce și are numai programul ăla de 5-6 ore pe zi, cât e norma didactică, și care este o muncă nobilă, care trebuie apreciată, dar care și ca volum, și ca impact pentru societate, este mai mic decât, ce să nu recunoaștem, decât acelui care este testat an de an. A zis bine, un liceu care are 12 absolvenți cu bacalaureat, este testat an de an, nici nu ar trebui să-i facă cineva inspecție la profesorul ăla, la clasă, atâta timp cât are rezultate la examenele naționale și la olimpiadă. Eu cu ăla n-aș avea treabă. Ce se întâmplă acolo, unitățile școlare, unde dintr-o clasă îți promovează unul sau doi, sau niciunul, că știm și neamț că avem liceu unde n-a promovat nimeni. Într-adevăr, aici este o problemă și aici căutăm să găsim soluții. Din păcate, formula de a pune performanța
în interiorul ei, este mai greu de găsit. Aici trebuie să căutăm și, într-adevăr, performanța să fie cea care e răsplătită. A fost, de asemenea, o măsură introdusă prin salariul de merit sau gradația de merit. Numai că și aici să știți că lucrurile s-au diluat și sunt oameni care pe anumite considerente, nu aș vrea să speculez foarte mult, pe anumite relații interpersonalo-profesionalo-sociale reușesc să se facă mai simpatizați și atunci lucrurile, eu cred că și aici ar trebui să existe o departajare pe discipline, adică una să dai un număr de pe județ de gradații la matematică, la română, la istorie, la chimie, la desen, la muzică, la istorie, deci gândiți o departajare, nu funcție de cantitate, de numărul profesorilor de acea disciplină, ci de impactul pe care îl au în școală, în a atinge nivelul de performanță pe examenele naționale, pe olimpiade, de aceea ne-am dorit introducerea, și este un dezderat al nostru, luptăm pentru asta, introducerea examenului de admitere la liceu și în învățământul superior, unde acele rezultate ar fi mult mai ușor de contorizat și de introdus într-o schemă de retribuire a performanței. Dar fără doar și poate, susținem și într-adevăr performanța trebuie să fie cea care să fie plătită și nu doar la nivel cantitativ și amorf. Încă două întrebări mai. Apreciați dumneavoastră la europarlamentare PNL Neamț? PNL Neamț? Da. Cât apreciez? Da, v-am anticipare de proiect. Sau ceea ce ne propune în țelul. Nu, dumneavoastră v-am anticipare de proiect. Ca un politic. Nu ce propune partidul, dar adunăm ce propune partidul, e și bătării este la asta. Nu, nu, nu. Nici n-aș putea să spun așa, nu pot să fiu ipocrit, dar eu spun că peste 30%. Peste 30%? Da, pe Neamț. La nivelul județului. Da. Și o ultimă întrebare, cum vă explicați rezultatul referendumului pentru familie, care l-ați susținut și dumneavoastră și partidul? Știți ce s-a întâmplat? S-a creat o depărtarea societății civile de această acțiune în urma implicării abrupte a două entități. Clasa politică și biserica. Din dorința de a se face din partea unora și din dorința de a nu se face din partea altora, a existat o imixtiune majoră în cadrul acestei acțiuni a referendumului, încât au produs oamenilor o departajare de această acțiune, când au văzut că, pe de o parte, politicul a confiscat major acest referendum, biserica de asemenea a impactat major, a făcut o retragere în defensivă a societății civile. Asta este propria mea analiză. Altceva nu cred. Și atunci, deși el a fost legitim, el putea fi gândit într-o idee constructivă, a creat acea departajare, acea detașare a societății civile față de această acțiune și rezultatul s-a văzut. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Da, vă rog. Vorbeam mai devreme despre profesori, rezultate și așa mai departe. Și de parte de ministru să fiu avocatul domnului director care se întrece la urmă. A avut de la vaca lumea. Aici am să vă mai spun un lucru care o să deranjeze pe mulți, am să vă răspund acum. Ce vedeți ca fost cadru didactic, apropo de misia apostolică cadru didactic, că e mai de performanță, să fiu profesor foarte bine exprimit la un liceu gen Mărei, Capitală sau Raș, în Piatra Neamț, Roma, în Bădă, Piatra, să duc olimpici, într-adevăr, sau să fiu un profesor care obține rezultate cu elevii din satul olimpic, poate nu cresc cifrele, dar față de acum 5 ani când erau niște elevi promovați de pomadă, ca să fie promovați, reușesc să se aducă pe cei la școală și să învețe carte. Nu putem face o analiză și o departajare exhaustivă și distinctă a acestor domenii, pentru că și elitele nu trebuie neglijate. Noi, în această țară, am avut mai mult atenția către domeniul social, către protecția celor care și susțin în continuare acolo unde e nevoie, statul trebuie să intervină. Dar de multe ori s-au făcut astfel de acțiuni sociale pentru a crea anumite premise
pentru diferite instituții, familii ocupaționale și ca să închei, și eu cred că elitele trebuie susținute. Mulți spun, am avut discuția asta și la București într-o dezbatere și au spus așa, da, dar elitele se pregătesc și pleacă din țară. Indiferent unde ar ajunge, el acolo rămâne în sufletul lui român. Și chiar dacă poate contribui mai mult sau mai puțin, se răsfrânge acel bine și asupra României. Indiferent că unii trimit bani în țară, alții prin rezultatele lor inventează ceva și se înscriu în panoplia de personalități și așa mai departe. Dar în același timp este la fel de important avea grijă și de bază, de segmentul socio, care este precar din punct de vedere material. De la aș spune altă propunere. Eu dacă aș putea, aș face așa o propunere ca nicio funcție în țara asta să nu fie deținută mai mult de două mandate. Deci nici director de școală, nici primar, nici parlamentar, nici prim-ministru, nici președinte a României, nici ministru. Dom'le, mai mult, eu zic că în două mandate ai putut să arăți cât ești de bun. La un moment dat devine lentoarea, o obișnuință și așa mai departe. Știu că am să supăr prin aceasta, dar eu aș, adică ai fost primar două mandate, poți să fii două mandate parlamentar și poți fi două mandate prim-ministru și poți fi două mandate președinte, dar nu șapte mandate primar. Am înțeles. Și apropo de alegerile parlamentare, da, din scorul registrat de fiecare, de la ce scor ar trebui să trage mandatul pe masă pentru organizația județeană Lucru Cosmanciu, pentru organizațiile locale, fiecare președinte, inclusiv aia care iau din bani de zile 5% în comuna lor, coordonatorii pe zonă, cum sunteți, de la ce scor nașpa un politician trebuie să facă un pas în spate pe zona asta? E greu de spus, pentru că situațiile nu sunt similare. Una e o comună în care tradițional PNL-ul ia 50-60%, alta e o comună în care PNL-ul ia tradițional 10%. Eu aș plăti aici, apropo de întrebarea mai devreme pusă, aș plăti performanța. Cât îmi crește el? Dacă eu în ultimele alegeri am avut în comună aia 10-15% și dacă el mă duce în 25%, e o performanță. Iar dacă cel în ultimii ani a fost între 50-60% și mă duce în 40%, chiar dacă el este peste medie mult, el are un recul și acolo este o lipsă de performanță. Iar la nivel județean, eu aș vedea ca județul respectiv să nu înregistreze sub media pe țară. Așa aș vedea, ca o linie de demarcație. Sigur că în interior partidul își propune anumite obiective, își gândește anumite strategii, dar trebuie să fim onești, să încercăm și împreună răspunderea să fie colectivă până la urma fiecăruia. Dar eu cred că județul Neamț nu ar trebui să obțină submedia pe țară. Așa cred eu.